Hai să-l trecăm și bine v-am regăsit la un nou episod unde astăzi, mă băieți, vom reacționa la Prinker, cel mai mare hacker din România, Mucavaș. Bă, nu știu dacă știți pe Prinz, dar mai am ca sigur îl știți pentru că am făcut videoclipuri cu el, am mai făcut reacții la el și așa mai departe. Bă, astăzi trebuia să apară alt videoclip, dar din păcate, nu știu dacă ați fost pe ultimul live, dar știți că contul meu de Free Fire îi cam rip, nu pot să joc la rank, nu pot să dau invite-uri, nu pot să intru în squad-uri, deci contul meu deocamdată e rip. Dacă vreți pot să fac și un videoclip legat de chestia asta, ce mi s-a întâmplat, ce am primit și pe așa mai departe, dacă mi-am luat bani sau alte chestii. Puteți scrie acolo în comentarii dacă vreți să fac un videoclip legat doar de chestia asta. În fine, astăzi vom reacționa la Prinke, am văzut că am mai postat ceva videoclipuri, bă, nu știu, spune și voi acolo în comentarii, bă, eu zic, deci să mor eu, dar nu, Prinz trebuia bani, bă, deci ăsta chiar merită bani că să moră, să are hatch-uri. Glumez, vă dați seama că n-are hatch-uri, că da, e, da. Hai să dăm drumul la reacție să vedem ce a mai postat acest hackerman. Bun. Hopa. Ia vezi, mă? N-a poftim, bro. Bro, ce om. Ok. I-a dat emote-uri, băieți. N-a poftim. N-a ce le dă Prinz. N-a ce le dă Prinz. N-a. N-a ce le dă Prinz, băieți. Bă. No. Hackerul, băieți. Hackerul. Hackermanul. N-a poftim. Bro, cine râde acum? Băieți, cine râde acum? N-a poftim, bro. I-a dat comeback prin că ești nebun la cap. N-a poftim. N-a poftim, bă, ești faza de la rank, bă. Na. Bă, dar asta cred că-s fazele. Bă, deci uitați-vă ce kill-uri au făcut omul în episodul ăla de jucăm cu caracter, de fapt. Uitați-vă și bă ce kill-uri. Deci omul meu, să știți că eu când joc cu Prinz, omul nu joacă pe bune, gen. Omul joacă doar pentru faze. El face faze atâta, only red-uri, doar cu scop. Adică omul nu joacă pe bune, să știți. Adică omul meu e doar pe faze. Adică, na, nu o dați. Na, omul meu dă nouă scopuri, e bine și pe Prinche. Na, poftim, adică, na, uitați-vă și voi. Na, că nu o dați. Deci omul meu e doar pe faze. Când joc cu el la rank, omul joacă pentru faze. Nu joacă gen să, nu știu, să câștige sau alte chestii. Adică prinț, adică nu o dați cu el. Na, poftim. Amă, da, bă. Ok, bro. Ok, o sărit ținta acolo, băieți, o sărit puțin. Bun. Bun. Bă, dar știu că a făcut și o fază pe live. Dacă vreți vă și oară. Dacă e pe la final, dacă e, vă arăt și faza care a făcut-o pe live. Și mâncați, ești bă, tot tău. Nu mai zic, ești nebun la cap. O să vă arăt, o să vă arăt. După ce reacționăm pe la prinție pe aici, o să vă arăt o fază. Bă, deci nu mai zic. Fix pe live-ul trecut a fost faza aia. Deci, bă, a fost blan rău, ești nebun. Na, poftim. N-a cine o scopuri de... E bine, na. Eu v-am zis, bă, ăsta merita bani, mă, nu eu. Ăsta merită, mă, nu eu, ești nebun la cap, na. Na, ce le dă, na. Omul meu se uită în București și trage în Dâmbovița aici prost. Na, uitați-vă și voi băieți. Na, Hackerman, ești nebun la cap, na, Hackermanul. Hackermanul din Băpteni. Na, poftim, omul meu le dă cu scop, întoarce, ia. Uită-te, na, look. N-a Hackermanul, Mâncavaș. N-a Hackermanul. N-a poftim. Ok, nu mai zic nimica. N-a ce le dă, bă. N-a ce le dă slabă, bă. Ce le dă slabă. Ți mă micuța le dă slab. Bă, puteți să dați și lui un follow, că postează destul de des. Da, la aia nu mă așteptam. La aia nu mă așteptam. Ok, bă, da. E bine, băieți. Ce? Stai, bă, ce? Bă, stai că nu mai... Bă. Bun. Ia. Yeah. Bun. Asta zic, băieți. Asta zic. N-a poftim, ești nebun la cap. Ce e ăsta, mă? Cimpanzeu. Na, poftim, bro. Bro, cimpanzeu s-o speriet. A, gen, cum joacă și cum s-a văzut de la Spectate. Na. Ok, ia. Yeah. A. Dar la Spectate zici că e mare hacker. Mam. Na. I-a dat cap la maimuță. Asta nu mi s-a părut cine știe ce. Ok. Na, mai hacker, bro. Dar nu... Bro, what? Bro, eu?
Bro, what the fuck, bro, mă par și eu în videoclipuri. Bro, trebuie să reacționăm la prins mai des. Na, poftim. Bă, ești prost. A, ăsta-i de... cu tratamentul, mă. Bă, ești prost. Na. Bă, ești nebun la cap. Na, mă, na. Na, ce le dă, mă, ești cu tratament sniper-urile de aici, prost. A, uite, asta e faza de pe a apărut. Na, cu reacția mea. Prea așa, bă. Asta ce-i, mă? Can you come back to me? Na, poftim. Omul meu, o dat un match. O dat focus, ce-a dat acolo? Ia. Ok, aici e mai de închin așa o leacă. Ia. Ok, nu înțeleg nimic care deocamdată. Omul meu, merge joystick, ultimul silver. Hoba, hoba, hoba. Puțin cam slab, aaa, no, 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 no. Slab, slab, slab. Slab, bro, slab. Na, poftim. Na, poftim, bă, băiatule, bă. Ok. Na, ce le dă. Bă, eu, bro. Bro, bă, este să reacționăm mai des la prinț. Trebuie să reacționăm mai des la prinț că mai râdem și noi mai alea, dacă știți ce zic. Mai trebuie să mai reacționăm și noi la prinț, băieți, dacă știți ce zic. Asta zic. Bro. No. Na, poftim. Bă, stai, cam dat din greșeală. Ok. Mamă, ce stătea omul meu după copac, era Tarzan, ești prost? Na, omul meu îl dă doar cu scop, așa ca e de... No. Na, hacker, bro, hacker, na, ban, dați-i ban. Da, degeaba, bro, ăsta nu, bro, nu ești veteran, bro, degeaba, prin știu că o să te uiți la videoclipul ăsta, nu ești veteran. Bro, nu ești veteran, better pe susta, îl am și eu, a fost gratis, într-adevăr, dar nu. Nu ești veteran, I'm sorry, bro. Doar prins nu-i veteran. El ales care aveți battle pe sus sunteți, dar el nu se poate încadra la veteran. E prea slab. Na, e prea slab. E prea slab. E prea slab, băi, nu se încadrează, e prea slab. Na, poftim. Mamă, dar stați așa, fiți atenți, după videoclipul ăsta, sau nu, o să ne mai uităm la încă două, 1, 2, 3 videoclipuri, după aia o să vă arăt faza de pe live, mă, ca faci botul vostru, că nu mai zic nimica. Na, aici face vărmiu toate alea, ăla săracul suita la viața lui, ce mai face, ce mai alea, ia. Ines, și moize ca aia blanau de pe fundal, na, poftim. Ok, o să dau puțin tel mai tare, deși, îmi ia să nu plece... copyright-ul. Deci eu nu prea m-am luat copyright-ul, dar să sperăm să nu plec. Wow. Bine-s, omul meu face un 1v4 cu veterane. Bine-s, hackermanul meu preferat, băieți. Na, poftim. No. Apoi am încercat și eu din ăstea și ghiciți ce, m-am blocat în setări și m-au omorât indienii și mi-au dat emoturi, băieți, și am plâns. What the f- Dar nu o să mai întreb. Na, poftim. Na, mă, le dă, oameni, mă, ești nebun la cap. Le dau, se uită, așa face omul meu, se uită încolo. Bam, direct cap, nu mai contează. Și acum, hai să revenim pe YouTube să vă arăt și faza pe care a făcut-o Prince pe live. Haideți că am găsit faza, uitați-vă ce fază a făcut omul meu pe live, gen, pe on live, on din alea, direct ieri, pe Life Force, fiți atenți. Aș face un room din ăla mai așa, mai handicapat. Mamă, aș face doar sniper, dar nu cred eu că să face lumea. Na! Na, poftim, cavaj, botul vostru, omul meu. Bă, eu am avut reacția pentru că omul pune scopul manual. El nu trage și se pune scopul automat. El trebuie să pună, gen, trebuie să apese pe butonul de scop și după aceea trebuie să tragă. Și asta, gen, m-a făcut pe mine, gen, și ce zic, uitați-vă și voi, bă, deci, e, bă, insane omul ăsta, mă, să mor, ești nebun. Direct.
În fine, văd că l-a omorât, văd că l-a omorât headshot, dar n-a murit pentru 3 secunde pentru că avea caracterul ăla ăsta nou gen de nu mori după 3 secunde, dacă faci kill nu mori. În fine, cred că știți cum e nou caracter. Cam ce să fac și videoclipul de astăzi, guys. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați acolo de like, subscribe, share, să fie tot ce trebuie. Dacă vrei să fac un info video despre contul meu, nu uitați acolo, scrieți în comentarii dacă doriți chestia asta, dacă nu, asta e, o să plâng. Eu am fost George, iar noi ne auzim data viitoare, mă băieți. Bă, numai bine și ciao, ciao les.